Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre dinamica dintre voi doi, o dinamică a vieții particulare. Acum, cred, vedem ce mesaje vin. Pentru cei care sunteți în despărțire, în separare, evident că dinamica e de o anumită factură. Dacă simțiți că nu rezonează, nu vă faceți iluzii, da? Mergeți mai departe. Oricum, vedem că teoretic ar trebui să se arate ceva special și când sunteți în separare, da? Vedem, vedem. Eu aș vrea totuși să fiți deschiși la mesaje și dacă sunteți sătul de persoana respectivă, măi, nu mai întrebați nimic despre ei. Aici am vrut de fapt să ajung de la început. Dacă sunteți sătui de o anumită persoană și nu mai vreți, nu mai vreți, de ce mai întrebați, de ce mai ascultați etalări despre ei? Eliberați-vă și ascultați altceva, alte lucruri, nu despre ei, da? Acum aveți de ales. Mi-a plăcut ideea asta cu papiotele. Zic, mai, hai să vă pun ceva ce n-a mai pus nimeni, niște trăznăi. Și m-am gândit că, iau, de câte papiote colorate am, să alegeți între 1, 2, 3, 4, 5. Să sperăm că mă ține telefonul, bateria, să fac 5 variante. Mai trebuie să fiu mai iute în exprimare și etalările să fie un pic mai scurtuțe, dar chiar și așa, mesajele pentru cei care vor să le primească cu sufletul deschis sunt binevenite, da? Hai să vă arăt. Un roșu frumos. Toate sunt frumoase. Pentru mine toate culorile sunt frumoase. Roșu. Alba. Ah, nu se vede. Nu se vede așa cum e realitatea, cum îmi dau seama. E un pic mai cerule un negru. Evident că acesta se vede verde, un verde plăcut. Și violet. Violet, violet, violet. Ok, vă puneți pauză, da? Și eu pun papiotele, sper să nu sară între timp. 2, 3, aici sunt 3. Următoarea ar fi asta. Și haideți să vorbim despre... Ia, de ce aici? O gângănică, o... iau o furnicuță, du-te și tu pe unde vrei. Cum o fi intrat? Cred că din cauza că se anunță ploaie sau din ce? Care era superstiția legată de furnicuțe? Nu știu. Interesant. Rămâne de văzut dacă putem să facem vreo legătură între furnicuță și papiota roșie. Hai să vedem. În primul și în primul rând aveți două mesaje. Unul de la el, unul de la ea. O să vi le zic. Hai să căutăm spiritul lui și spiritul ei. Numărul 1. Spiritul lui. Pentru că aș vrea în această etalare să vedem energia generală. O să o trag imediat. Deși se înțelege și din paralelism spiritului. Hai să și vedem. Oh! Eagle, vulturul, aquila, superb! Un soi de regele de spade, dar nu e regele de spade, pentru că e mult mai fain decât regele de spade. Al ei, ho-ho, aer și apă. Într-un fel. Octopus. Octopus. Ok. Multă pasiune, evident, cu acest roșu. Multă atracție fizică. Mai, furnicuța aceea, ce vrea să zică? Hai să vedem și mesajele. El, mesajul lui, adică el, deși este o persoană foarte curajoasă și în zona sexuală, dar și în general, o persoană cu o viziune destul de îndepărtată, poate să-și facă planuri de acțiune atunci când este doritor, da? O persoană cu niște ambiții, dacă nu idealuri, sunt ambiții și pot să fie ambiții sau idealuri. Și în zona sexuală, că am zis că vorbim de viața sexuală și viața privată. Dar, trecând peste asta, acest personaj are și tendința să domine. Însă, dragii mei, amândoi domină într-o anumită, în stiluri diferite.
Doamna e mai mult emoțional manipulatoare, acaparantă, chiar dacă poate, posesivă într-un fel, sufocantă, chiar dacă nu sunteți împreună. E o energie emoțională, sunt tentacole, tentacole invizibile care vin și la trag, creează joc, un joc mental și emoțional între cei doi. Asta este clar. Hai să vedem el ce zice. Dă-mi. Give me more time. Dă mai mult timp. Nu mă simt suficient de bun, de pregătit eventual, pentru tine încă. Dar mă îmbunătățesc, lucrez la evoluția mea, cu alte cuvinte. Ia undeva, pentru că octopus ține de 8, de scorpion, de casa 8-a și a obsesiilor. Ea spune așa, cuvintele tale continuă să-mi sune în minte. Probabil cu o declarație, mai ales că el are aer, da? Regele de spade de aer. O declarație a fost făcută la un moment dat și ea încă se gândește, a rămas fixată pe acele cuvinte. Rămâne de văzut ce. Hai să vedem ce își dorește el. Din punct de vedere intim sau viața intimă dintre voi doi în relație cu ea. Ce își dorește el? Hai să și tăiem. Își dorește el. Numărul 1. Regele și regina de spade. Da, un personaj care să se ridice la înălțimea, eu știu, ambițiilor. Regina de spade, temperanța. Ce frumos! Asul de cupe. Îmi place această carte foarte mult, asul de cupe. Ce își dorește ea? Să vedem dacă are legătură la capătul setului de cărți. 10 de spade. Acest om a fost rănit. Trebuie să depășească niște... să se îmbunătățească, să devină... să iasă din această vibrație, o vibrație negativă, dar aici tinde. Tinde să se ridice. Că ce mă îmbun... vreau să mă îmbunătățesc. I'm improving. Da? Ok. Ia uite, regele, nici n-am amestecat bine. Okidoki, regele de spade, tot apare, da? Ce își dorește? Ia. Nu, au picat. Vreau să le tai. Ce își dorește ea? Ce își dorește ea? Regele de bâte. Turnul. Și 3 de cupe. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. Emoții, da? 8 de cupe. E semn... nu neapărat că e semn de apă. Poate că este semn de apă, dar... e o persoană care trăiește emoțional, cel puțin în viața intimă, este foarte emoțională, pasională, își dorește pasiune din partea partenerului. Își dorește... o viață plină de huzur, așa am auzit, huzur, de confort emoțional și fizic, de plăcere, senzualitate. Asta își dorește. Hai să vedem energia generală. Numărul 1. Psihicul. Da, e o legătură psihică, da, și emoțională. Undeva psihicul ne atinge și mentalul, evident, dar și emoționalul. E logic când apare această combinație apă și aer. Însă, aș vrea să ascultați înregistrarea pe care am făcut-o cândva mai de mult despre Eros, că vorbim de o viziune erotică, de am și lumânare portocalie, da? Chakra a doua, a sexualității, a creativității. Ați ales și roșu, aveți pasiune, vă doriți pasiune amândoi, dar unul îți dorește mai mult dragoste și emoții și această împlinire între cele două suflete, asul de cupe, da? Să simtă, nu doar la nivel mental, pentru că își dorește un partener, regele și regina de spade, da? Își dorește un partener, o parteneră care, cu care poate să și comunice,
dar care este suficient de echilibrată, da, eu ce frumos, într-un fel temperanța ține de săgetător, deși nu e obligatoriu, dar unii așa zic. Eu aș spune mai degrabă de Jupiter, varianta frumoasă care se extinde, dar blând, fără agresivitate. Însă, în general, când apare temperanța, apare un înger al vindecării și nevoia de echilibru emoțional. Aș spune că este mai mult nevoia de echilibru mental și emoțional din partea lui. Dacă vreți să schimbați pozițiile, este alegerea voastră. Dar aici am ales că este vorba despre domn și aici despre doamnă, că trebuie să facem o separare în principiu, da? El. Acum, dacă voi ca doamne vă simțiți capabile să fiți în această postură de regină de spade, o persoană care comunică cu îndrăzneală cu acest personaj, care nu se intimidează de forța sa mentală, nici el, nici ea, și totuși, nu uitați că în această comunicare, chiar de la egal la egal, există un screen, există un scut. Voi atribui cel puțin dorință, vorbim ce își dorește. Am zis dinamică. Ce își dorește în această perioadă? Posibil să fie o distanță între voi, acest screen, să vorbiți mai mult pe internet, într-o formă sau alta, sau pe telefon, da? Și din cauza distanței care este între voi, să fie nevoie de această temperanță, temperanță în care acest personaj se echilibrează și se pregătește pentru întâlnirea la nivel emoțional, coboară din înaltele ceruri, iar te-ai cufundat în ceruri și în nori și ceruri înalte, de nu mai uita în calte sufletul vieții mele, nu? Floare albastră, floare albastră, dedicație pentru numărul 1, da? Se pregătește să coboare din cele sale până la nivelul mării și eventual, frumos ar fi, această caracatiță să întindă și ea o mână și să o tentaculă și să se bucure de potențial. Și totuși există ceva ce mă... Nu pot să zic că mă șochează, că apare turnul. Turnul înseamnă șoc, evenimente neprevăzute. Nu pot să zic că mă șochează, că nu are de ce să mă șocheze. E doar o etalare. Mă pune pe gânduri. Există un iz, pentru unii, nu pentru toată lumea, un iz de triunghi amoros. Există un iz de triunghi amoros. Pentru că aici văd un cuplu, da, pe de-o parte... Există o altă variantă, da, sau un alt aspect, nu apărat altă variantă, un alt aspect a acestor dorințe, că acest personaj, dacă este căsătorit, că e regele și regina, sau este într-un cuplu, sau este într-un contract, nu înseamnă căsătorie, poate să fie contract între două suflete, două minți, în mod special, să fie nevoie să se tempereze, să se vindece de vechiul contract, ce dăm timp, give me more time. Nu mă simt suficient de bun, pentru că a fost obișnuit în acest contract să primească ordine și el simte că este... apt să fie independent, să se ridice deasupra multor situații, da? Și să strălucească pe cont propriu. Da, și atunci, dacă este într-un cuplu, vedeți unde sunteți, regele și regina de spade, simte că nevoie să se abțină, să se controleze, să se calmeze, să se vindece de trecut, pentru că las, da, vedeți aici cărțile, ia uitați, așa? Și să se pregătească pentru o nouă dragoste. Pentru că aici apar emoțiile la această acaparantă. Mă fascinează foarte mult acest animăluț caracatiță. Ar putea, rămâne de văzut, de trăit, de experimentat, ar putea să fie, să se, căci give me more time, să-și dorească, da, more time. Să ai și tu răbdare, ascultătoare sau dragă, iubită ce ești, soție. Să ai răbdare, nu doar el, și tu să ai răbdare cu el, ca să se pregătească emoțional pentru un nou început între voi doi. O nouă etapă. Dacă voi sunteți aici în lupte mentale, pentru că am zis că există jocul ăsta de... există. E bine să vă temperați și să vă schimbați abordarea, pentru că e foarte... Este
ceva interesant. Am zis, este un is de triunghi amoros pentru unire, pe dacă e o căsnicie, acest personaj se pregătește pentru un început cu voi, cu doamna. Și zic asta pentru că doamna este și ea într-un cuplu, la regele de bâte apare un cuplu, ci că ar trebui să le arăt mai de la distanță, da? Ați putea fi într-un cuplu, poate acest cuplu e doar în mintea voastră, dar ar putea să fie real, voi trebuie să confirmați. Ideea este că acest cuplu este zdruncinat. Da? Struncinat de o a treia persoană, interesant, da? De o a treia persoană și apare gelozia. Și apare gelozia. Și aici este psihicul care trebuie să se transforme. Pentru că aici acest personaj este gelos, are tendințe manipulatoare clare cu trimiterile către casa 8-a, către, nu contează zodia, către Scorpion, vorbesc de casa 8-a, da? De Pluto, de obsesii, chiar sexuale, chiar, da? Există tendințe la acest personaj. Așa. Și după acest turn, după această separare, după această, eu știu, ce este, ceva, pentru că apare o a treia persoană, doamna să-și dorească întâlnirea cu Domnul într-o circumstanță mai specială. Trei de cupe. Trei de cupe, știți că există? Da, trei de cupe înseamnă bucurie. El ia și conceptul, oul, da? Conceptul care este, poate să fie relația, poate să fie și copilul, dar trei de cupe poate să fie și a treia persoană. A treia persoană. Și aici este psihicul. Depinde de psihicul vostru unde vreți să ajungeți. Aveți grijă cum vă jucați cu... Pentru că ce cuvintele... Ia, se gândește. Cuvintele tale însună în minte. Probabil. Iar voi trebuie să știți. Aș putea să... Ia, un cuvânt. Ce cuvânt despre ce? Sharing. Regele și regina de... Am cerut clarificare. Ia... Tot despre un cuplu e vorba. Posibil să fiți doi în cupluri diferite, dragii mei, pentru unii. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dacă nu sunteți în cupluri diferite, atunci această pasiune și iar cupluri, dar din perspective diferite, sunt trăite și de parteneră. Sau partenera își dorește mai mult pasiune, mai multă intensitate, el mai multă temperanță, mai multă, nu aș spune eleganță, mai multă senzualitate, emotivitate și conexiune mentală, deci minte și suflet și spirit. Ea își dorește mai mult o chestie trupească, plină de magnetism, de foc, de experimentalism. Ar vrea să experimenteze niște lucruri. Da, și tandrețe și senzualitate, dar are nevoie de șocuri. Asta e când e cu casa 8-a. Da? Șocuri emoționale, fizice, de ceva ce n-a mai făcut, ceva ce n-a mai... Da? Dacă voi știți, și acum termin, pentru că nu pot să mă lungesc cu această etalare, dacă voi știți că Domnul a spus la un moment dat ceva, regina de spade spune ceva, ce nu s-a putut împlini la acel moment și urmează să se împlinească, acest personaj, doamna, se gândește la acele cuvinte dintr-o altă perspectivă. El ar vrea să împlinească acele vorbe, repet, că poate nu-i fi clară. Ar vrea să împlinească aceste vorbe printr-o abordare emoțională sufletească. Însă doamna le înțelege, zice, your words keep ringing in my head. Da? Cuvintele tale încă continuă să-mi sune în minte. Probabil ceva. Ce ar fi să facem nu știu ce? Și atunci a rămas această persoană obsedată, fixată pe ceva. Ar vrea să experimenteze ceva. Dacă nu are legătură, sunt două variante întotdeauna sau două aspecte, atunci există
Da, poate cineva a făcut un compliment. Hai să zic, da, poate cineva a făcut un compliment. Dar complimentul ăsta este făcut din perspectivă mentală, emoțională și persoana respectivă l-a absorbit într-un mod obsedant, dintr-o perspectivă exagerat de erotică. Exagerat de erotică. Și aici este psihicul la mijloc. Fiecare, cum își lucrează psihicul, și am zis, ascultați acel psihe, pentru că sunt multe neînțelegeri și multe lecții de învățat în acea poveste. Psihicul, mai ales doamna, aha, interesant, mai ales doamna trebuie să evolueze. Psihe era femeie, da? Și Eros era bărbat. Și gata, cu asta termin. Și atunci, partea doamna, partea feminină, ce o fi partea feminină? În fine, reprezentanta feminină, da? Are un pic de transformat ceva la nivel psihic. Pentru că văd că totuși domnul stă mai bine la capitolul acesta. E mai impulsivă, e mai răzvrătită, e mai înfocată. Și aici psihe. Ascultați ca să înțelegeți cum evoluează psihe lângă Eros. Da? Pentru că Eros, interesant, dar Eros ținea de înaltul cerului, venea din înaltul cerului. Hai, și gata. Cam atât pentru numărul 1. Am zis că am multe de făcut. Ok. Așa. Hai să vedem numărul 2 și urmează numărul 3. Deci, cei care ați ales numărul 2, papiota, e un turcoaz, e un albastru spre turcoaz, foarte frumos, știți ce bine de lângă portocaliu. În primul rând știți că aceasta este ca chakra culorii, culoarea chakrei vișudii. Chestiune care trebuie comunicată. A apărut și regina de cupe. Vreți să comunicați tantru senzual sau despre dragoste? Rămâne de văzut. Însă. Doar amestecam cărțile. Acum. Care sunt cele două mesaje? Ea și el. El are aici. Ea are. Ha. Da, ah, ce interesant! Am vorbit de comunicare, măi, dar și cărțile, imediat vi le traduc. Imediat vi le traduc. Măi, deci chiar are. Interesant când apare confirmarea asta. Păi, hai să vedem. Spiritul lui în această perioadă. Mulțumesc, drăguțele mele, cărți. Spiritul lui. Oho, delfinul. Regina de cupe pe care am văzut-o mai devreme și spiritul ei. Nu, sunt prea multe. Dar a apărut colibriul care vrea comunicare. Spiritul ei. Te rog, numărul 2. Spiritul ei. Ok. 2. Vada. Ce își dorește el? Că știți că uneori ne dorim diferit. Dacă avem aspecte între Venus de quadratură sau Saturn pe Venus, ar fi grea sincronizarea. Ce își dorește el? Deocamdată lucrurile stagnează, da? Pentru că a apărut spânzuratul. Tot semn de apă, marcaj în pește eventual, rac, scorpion, apare, da? Scorpion, pește, rac. Ce-și dorește el? Valetul de spade, 7 de cupe. Și 6 de cupe. Multe emoții, interesant, dar apare și delfinul, da? Ce-și dorește? Ia. Facem diferența. Ce-și dorește? Ia. Numărul 2.
dorește ea. 5 de 4 de cupe. Iar mai multe emoții, mai să nu vă scufundați în prea multe emoții. 4 de cupe, luna. Și nu, da, e de înțeles, 9 de băte. La capătul setului, 10 de băte. Un consum energetic, o intensitate, dar care și-o blochează din cauza că are niște nelămuriri. Hai să vedem. Sau nemulțumiri. Energia generală dintre voi doi, numărul 2. Lilith! Lilith, tentația. Da? Tentația, aici este. Care o fi tentația, vedeți și voi. C-o fi doamna tentația, c-o fi domnul tentația, pentru că apar niște secrete, dar și unul și altul. Da. Sau poate există o a treia persoană care apare în peisaj și schimbă povestea. Zic așa pentru că doamna zice, vreau adevărul. Mai devreme sau mai târziu trebuie să aflu adevărul. El zice, întotdeauna mă gândesc ce-ar fi fost dacă lucrurile erau altfel. Cum ar fi fost dacă lucrurile erau altfel? Voi știți cum preluați acest mesaj. Deci energia generală dintre voi, conceptul în această perioadă este Lilith, tentația. Da, iau-te-o. Iau-te-o, femeia cu părul roșu îmbrăcată în roșu și cu sânii la vedere, da. Acum, că a apărut la un moment dat în viața cuiva o tentație, pentru că doamna așa simte. Sau că doamna l-a tentat pe acest personaj, iar vedeți și voi ce și cum, pentru că apare un 4 de cupe. O oportunitate scăpată. Nu neapărat scăpată din control. Acum este ținută în control pentru că sunt 9 de băte, da? Da, da. Da, da. Deci doamna vrea adevărul. Are scorpionul care e pregătit să înțepe și albina care iar e pregătită să înțepe. Doamna are o suspiciune legată de faptul că acest domn cu care are de-a face are o tentație secretă. 4 de cupe, da? Luna care înseamnă secrete, da? Confuzii. Aici e confuzia emoțională. Dar și intuiția, că e scorpion, da? Scorpion. Adică are niște planete. Așa. Și totuși această doamnă... Ori, sunt două variante. Ori gândește că domnul are o amantă, o iubită, și atunci am nevoie de adevăr. I want the truth. Dacă nu e vorba de așa ceva, există și varianta ca această doamnă să fie excepțional de înfocată, scorpionul, de înțepată, ca să folosesc cuvinte care mi le transmit aceste imagini, da? Știe că este o tentație, dacă doamna, pentru că apare aici scorpionul și scorpionul Lilith e o variantă a scorpionului, da? Dacă doamna știe că aici este ea, o tentație, vrea să știe, mai ai pe altcineva, de ce mă blochez? Pentru că domnul are un blocaj, da? Este același personaj, vedeți și voi, roșu, roșcat, întâmplător, sau poate neîntâmplător, da? Mai vreau adevărul, vreau să știu de ce nu te deschizi față de mine, pentru că domnul încă e într-o stare de confuzie, da? Vreau să știu, I always think, da? Întotdeauna mă gândesc, și are valetul de spade, se gândește, cum ar fi fost dacă lucrurile erau diferite? Dacă el ar fi fost... Da, vedeți unde sunteți, pentru că e interesant. Sunt întotdeauna, eu văd mai multe perspective, întotdeauna așa este. O poveste are mai multe aspecte. E o tentație, clar. E un mister, e o confuzie. Este și un blocaj. Cel puțin am început să citesc mai degrabă cu doamna, despre doamna și despre această perspectivă feminină. Pentru că ea vrea adevărul. Ea vrea, interesant, cartea este pe alb, vrea lumină, da? Vrea să înțeleagă. Acum, domnul,
Domnul are tendința să fie mai vizător, mai romantic, dar poate să fie și jucăuș. De-aia zic, rămâne de văzut. Unde este? Unde tentația? De partea cui? Da? De partea cui este tentația? O să pun și lumină. Așa. Pentru că și domnul spionează pe cineva. Posibil să spioneze pe aceeași femeie roșcată. Ce interesant s-au pus cărțile, spuneți-mi și mie. Dar doar o spionează, doar se uită, doar are fantezii, se gândește ce, ce frumoși am fost noi. Poate se gândește că ne-am iubit în trecut, poate chiar simte că ne-am mai întâlnit în altă viață, că așa înseamnă 6 de cupe printre altele. Sau chiar dacă nu ne-am întâlnit în altă viață, simte că are o legătură sufletească, regina de cupe, apărută de ori, o legătură sufletească cu acest personaj la care visează iar roșcata. Dar asta este. Cum ar fi fost dacă lucrurile erau altfel? Acum, poate repet, doamna e o tentație în viața domnului? Pentru că domnul este jucăuș, este simpatic, este atractiv, este zâmbăreț. Și uite așa atrage, atrage și scorpion. Delfinul ăsta atrage și scorpion, atrage și rechini, atrage și peștișori și caracatițe. Asta îi atrage. Dar atrage și oameni. Aici este Lilith, tentația. Nu o să vorbesc foarte mult pentru că aici este destul de clar. Este o tentație. Este o tentație și totuși domnul este stare mai mult de tăcere. Valetul de spade, pentru că e cu spada invers, nu vorbește. Nici doamna nu vorbește, care are de clarificat ceva. Până nu se clarifică adevărul, mai ai o altă relație, te-ai despărțit de fosta, te-ai despărțit de soție, ce zice soția sau o lași pe ea pentru mine. Sunt chestii, sunt întrebări, sunt suficient de atractivă, te simți atras de mine, pentru că e un blocaj, dar văd că el este, ea se suie pe el, uitați-o și eu, da? Clar. Și aici, vedeți unde sunteți, dacă voi vă simțiți tentație sau dacă voi aveți o suspiciune, cum că soțul vostru, domnul vostru, dragul vostru se mai uită după cineva. Picioare, e vară, picioarele sunt goale, da. Pantofior cu toc, fustițe scurte, pantalon scurt, da? Și ați văzut că se uită. Și visează, simțiți voi că visează, că se uită la poze pe internet, pe Facebook, pe telefon. Ta-na-na, 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 ha-ha. Vedeți unde e? Unde e adevărul? Adevărul, I want the truth, da? Unde e adevărul? Pentru că aici e o chestiune și trebuie comunicat. De-aia am râs. Pentru că am vorbit de Vishuddhi, de chakra comunicării și a apărut I want the truth și apare iar semn de aer, albinuța, care trebuie să alchimizeze amândouă și scorpionul și albinuța alchimizează. Dar să sperăm că doamna are puterea să se ridice din această obsesie, gelozie sau tentație ce-o fi și să producă acea miere, acel produs special, dulce, să-și păstreze dulceața, să-și păstreze calitățile vindecătoare și, cu alte cuvinte, să se vindece dacă e vreo problemă și să rămână pregătită să iubească și să vindece în continuare. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Acum strâng cărțulile și mă pregătesc pentru numărul următor. Cei care ați ales papiota neagră. Papiota neagră. Când am... Era cât pe ce să n-o pun. Dar când m-am uitat așa la ele pe masă, dom'le, pentru mine o lucrare fără negru e cam greu. Am zis că e nevoie și de negru. Pentru negru are un mesaj special, în mod special. Negru mi-a transmis că e o situație secretă. Că e o situație secretă. Sau care va trebui ținută în secret din niște motive, da? Ținută în umbră, în întuneric, da? Din niște motive. Poate că aveți motive clare, invidioși, de exemplu, da?
Invidioși. Ia să vedem, deci, ce zice el. Wow. Și ce zice ea? Wow. Ce oftez eu acum la fiecare talare? Parcă ați fi frații mei, surorile mele. Atâta mă implic, nu știu cum or fi alții, dar n-am cum, n-am cum să nu... Mai, îmi pasă. Îmi pasă. Îmi pasă că... Asta e. Uneori toți facem prostii. Hai să vedem spiritul lui. Spiritul lui în această perioadă, în această dinamică intimă. Hopa, așa, hopa, așa cu stea de mare. La capătul setului, păunul, da, o persoană care se împăunează și cred că s-a împăunat cândva, atractivă. Atractivă, atrage atenția, mândră, cuceritoare, cuceritoare, un cavaler de aer, cuceritoare. Dar știți cum face păunul? Își deschide, își deschide, uitați-vă pe internet pentru că e minunat. Coada aceea și se arată ca păunul apare. Cred că așa a apărut acest personaj în viața voastră. Și eu te cavaler de spade. Da. Și are ceva de transformat. Cartea e pe verde, pe chakra inimii. Trebuie să învețe să iubească. Da? Iar știți că pe verde și turcoaz iar să iubească și să comunice din dragoste. Din dragoste. Pentru că până acum a comunicat mental din ego. Hai să vedem ea. Și o să vedeți care legătură. Am zis cartea lui pe verde. Trebuie să lucreze. Până acum a fost materialist cu gândul la bani, pentru că verde înseamnă și bani, dar verde înseamnă și vindecare. Are de vindecat o mentalitate. Ia. Numărul 3. Ia. Hai să vedem. Haide, arată-te. Arată-te. Pentru mine, tigru aduce amare preoteasă. Amare preoteasă, dar e bine și unul din totemurile mele. Ah, anul tigrului. Cine e născut în anul tigrului? Mâna sus. Doamnele. E o diferență, da? Vizibilă. O vedeți și voi. Mai devreme a fost pe unul, acum la ea s-a terminat cu această scoică. Își ține emoțiile și lumina în umbră, că și tigrul trăiește mai mult în umbră. E mai solitar, nu e ca leul, da, care trăiește în soare, în echipă, în familie, da? E mai solitară. Da, e acaparantă, dar își cunoaște și calitățile, dar și defectele. E intuitivă, doamna, și plină de pasiune pentru că e un 10 de bâte, se implică total. Și tocmai pentru că se implică total, nu își permite, își ține aceste emoții, da? Undeva ascunse și lumina și înțelepciunea, e... Dar, asta nu înseamnă că nu dorește, că totuși e de foc, nu dorește, dorește intens. Dar dacă nu se poate realiza, se mulțumește cu fanteziile. Și interesant, asta pentru că aici cartea înseamnă, este a șaptea din seria de apă, care știm că șapte de apă înseamnă și fantezii. Și interesant că mesajul ei vine pe albastru, apropo de al treilea ochi, are al treilea ochi deschis, vede ceva, vede un potențial în această stea, vede că poate să vindece. Apropo, interesant, ce frumoase mesaje, apropo că mesajul lui a fost pe verde, că verde la acela, el trebuie să-și vindece ego-ul. Steaua e galbenă, galbenă o ține de sexualitate și de ego, galben spre portocaliu și el totuși, am văzut pe unul verde, turcoaz și mesajul e pe verde, el trebuie să vindece ego-ul și să strălucească, pentru că stea strălucește, să strălucească și din punct de vedere emoțional și din alte perspective, să-și țease o țesătură, parcă ar fi nu,
chestiune croșetată, cum scapă miliu croșetat. Trebuie să creeze. Cinci înseamnă și creativitate. Trebuie să se recreeze într-un mod creativ, dar să vindece niște tendințe negative. Și zic așa, pentru că mesajul lui este: îmi pare rău, I regret, îmi pare rău că te-am mințit. Am fost speriat, am fost un laș. Așa mă simt acum, am fost un laș. Și el trebuie să schimbe, e conștient că trebuie să schimbe, să se vindece, da? Ea între timp îl vede, îi intuiește potențialul, știe că trebuie să se vindece și între timp visează la el. Eventual l-așteaptă din poziția aceea de mare preoteasă, l-așteaptă și cu pasiune. Oho, dar ce pasiune are ea pentru el. Hai să vedem cărțile. Ha, îmi plac cărțile. Valetul de batoane. Valetul de bâte, măi. Valetul de batoane. Dar ce zice, măi? Ce, n-am dreptate? Ce, valet de baton, de batoane. 3 de monede. 5 de bâte. Valetul de bâte, da. Iar apare un grup de 3 aici. Știm că 3 de monede înseamnă... Aici nu, în această carte nu. Dar în general, în tarot, 3 de monede arată și un potențial de triunghi. Pentru că a fost o minciunică. El, minciunică, cred că a fost o minciună destul de mare. Deci am zis, acest personaj, păun, da, aventurier, pasionat, nu zic că nu, valetul de bâte. Își dorește pasiune, își dorește. Își dorește pasiune și cu acest personaj, pe care îl vede într-un mod special. Special. În 3 de monede, în această set de cărți, doamna este ca o cupă a victoriei, ca un lucru foarte prețios. Știe că trebuie să se lupte pentru acest personaj, mai ales că a mințit în trecut. Și iar apare 5 și 5 și trebuie să-și schimbe și el atitudinea, pentru că în fața acestui tigru, da, nu poți să vii oricând. Posibil, interesant, ia uite, măi, deci 3 de spade, ce înseamnă dezamăgiri, minciuni, măi, deci nu se poate și iar pe verde, da? Iar aceste lucruri trebuie vindecate. Doamna, ce își dorește, doamna? Am zis eu, între Venusul vostru poate să fie cuadratură, pot să fie aspecte tensionate sau armonioase. Venus, Mercur, pentru că apare minciunelele. Apar minciunelele. Ia uite, 7. Băi, deci nu se poate, nu se poate 7 de cupe. Ce am zis că zice doamna? I fantasize about you. Da? Da, doamna visează deocamdată. Visează la această pasiune. Pentru că îl simte, îl intuiește. Însă, el trebuie să vină corect. Apare și turnul. Știe că a fost o separare, știe că a fost o a treia persoană. I regret, I lied you. Da? A treia persoană sau ceva, un al treilea element. Al treilea element. Și îndrăgostiți, iau-te, trebuie să aleagă. Ce face? Rămâne în zona fanteziilor? Sau iartă și se implică? Sau își alege o altă cale, se separă de aceste fantezii? Aici este ce își dorește doamna. Poate că s-a... Da. Am gânduri sexuale despre tine. Îmi doresc. Când sunt singură, mă gândesc la tine. Și totuși, acest turn poate să însemne și dorința, trezirea. Dom'le, m-am săturat să mă gândesc la tine și tu să fii cu altcineva, nu? M-am săturat. Și atunci este momentul de alegeri. Ce aleg? Aleg să stau să mă gândesc la tine cât timp tu ești cu altele sau până te transform tu, până te schimbi tu, până te lupți tu, 5 de bâte, se poate lupta, da? Pentru relație. Așa. Sau aleg un personaj care mă onorează, da? Totuși, e un tigru, măi. Simt că e un alt nivel de maturitate din partea doamnei. Acum, poate să fie și invers, evident că se poate să fie și invers. Dar deocamdată așa mi-au arătat cărțile. La capătul setului de cărți, ia uite, am zis că e independentă 9 de monede. Sau își alege, ia uite, vrea să manifeste altceva. Trebuie să se gândească. Ce fac? 2 de spade.
Blochez manipulatorul, aici magicianul poate să fie acest, da, cel că magician Mercur, da, cel care a spus minciunele ca să câștige terenul în această pasiune. Fantastic! Da, aici este. Și ea trebuie să aleagă. Ce fac? Te iert, dar dacă vrei să te ierți și să mergi mai departe, tu trebuie să vii schimbat 5 și 5. 5 înseamnă, 5 înseamnă 10, adică să schimbi, să începi un nou ciclu. Da? Până atunci. I'm cool. I'm cool. I'm a tiger. Da. Sunt independentă. Tai legătura. Tai legătura, chiar și mentală, am zis. Poate să fie ruptura chiar de fantezii. Aici trebuie să vă găsiți voi. Hai să vedem energia generală. Luna. Interesant. Luna a venit. E o conexiune la nivel emoțional, deși n-a apărut, a apărut aici, la el. Poate că el începe să se trezească. Da? Turnul acesta poate să fie trezirea lui. Și ea intuiește că la un dat va trezi, se va schimba pentru că vede potențialul. Dar luna înseamnă că simte și ce alte tendințe. Simte și când minte. Înțelegeți? Luna simte foarte multe. Și pentru că am vorbit de secret, luna e secretoasă. Luna e no apare noaptea, apropo de negru, apare noaptea, aici este. Există, iar fanteziile astea pe care le are mai mult noaptea. Însă. Luna înseamnă și frici. I was scared, m-am speriat, din cauza asta te-am mințit. Înseamnă și frici, înseamnă foarte mult. Da? Poate să fie un întuneric mental și emoțional care trebuie transformat. Luna este înțelegerea feminității. Cel puțin din partea masculină e clar că s-a jucat, a jonglat cu emoțiile doamnelor. Sau ale sale. Sau ale sale. Pentru că există acest valet de bâte. Da, pasional, dar destul de imatur. Destul de imatur și își dorește în continuare pasiune, dar vii cu avalet în fața tigrului. Pentru că tigrul e în stare să producă acest turn. Dacă nu s-a produs, dacă nu-l anticipează pentru că are al treilea ochi, îl poate produce tigrul. Îl poate produce pentru că e foarte intens tigrul. E un animal de pradă. Da? Și atunci să zică gata, stop, am terminat, aleg. Aleg să nu mai stau în emoții negative, pentru că să ai fantezii nu este prea o chestiune prea pozitivă, da? Prea grozavă. Da, toți avem fantezii, dar nu. Pentru că vrea acest personaj, are nevoie de independență. Mai. Totuși, azi e un soi de mare preoteasă. Cam atât pentru voi, că nu vreau să mă lungesc prea mult, nu știu. Mi s-a părut că totuși la prima etalare, primul număr, am vorbit un pic cam multicel. Poate a fost o iluzie, o impresie. Hai să vedem cărțile. Numărul 3. Nu e 3, dragii mei, e 4. Numărul 4. Cei care ați ales, interesant, aici este mai un fir. Ați ales verdele, verdele vindecă, aline, un verde plăcut. Un verde plăcut. Însă, interesant. Și am lăsat-o așa cum este. În această papiotă mai este un fir. Ce înseamnă firul ăsta? E o problemă nerezolvată? E altceva? Altcineva rămâne de văzut? Sau e problema nevindecată? Da? Este ceva ce nu face parte din context. Ori vreți să vă vindecați și încă nu s-a terminat o poveste cu cineva. Vedeți? În paralel. Ia să vedem energia generală. Numărul 4. Energia generală pentru numărul 4. Energia generală pentru numărul 4. Nu, nu așa. Energia generală pentru numărul 4. Interesant. Iar psihe. Psihe, chestiune de psihic. Deci,
Ce mesaj are el? El a venit cu două mesaje, ea cu una. Cu un mesaj, nu cu una, cu un mesaj. Și el ce zice? Interesant. Wow. 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 Hai să vedem spiritul. O să vă zic, o să vă zic că de ce. Acum vă țin un pic în tensiune, dar nu pot să, să încep să zic. Stai să iau totuși spiritul. Deci el a simțit nevoia să spună mai mult, dar are foarte multe de spus. Ea simte foarte multe pentru el și în mod special dintre toate simțurile există un sentiment de tandrețe teribil pe care îl are față de el. Carta e pe alb, de lumină, da? E o dragoste necondiționată, așa o simt, ia, spiritul lui. El are verde și lila, verde, iar, apropo de verde, se vindecă. Se vindecă, s-a vindecat, are tendințe materialiste, dar încearcă să crească spiritual cu acest lila, culoare de ametist. Încearcă să crească spiritual. Se conectează iar cu acest violet, da? Chakra coroană. Da, e coroana, chakra când scapă. Oh. A șaptea chakra. Mai am și un lapsus. Se conectează la nivel psihic cu ea. Hai. Uite că nu vrea să arate, arată. Este mai mult în psihică. Am zis, are tendințe materialiste, semn de pământ. Valetul de pământ este... Dar are aceste tendințe pentru că așa a fost învățat acest personaj. Însă, în această relație cu ea, el spune așa. Nu o să te uiți niciodată, este imposibil. În această relație cu ea, el a experimentat niște lucruri deosebite, un curcubeu de stări, de experiențe, de creativitate, da? Lucruri frumoase și ține acest curcubeu, îl ține, ține ca la o comoară. Această experiență, nu te voi uita niciodată, este imposibil. Ce mai spune el? Este ultimul, ești ultimul cu... Ultimul gând înainte de culcare și primul gând dimineața. Pentru că nu v-a uitat, doamnelor, da? Psihicul. Dar eu altfel de psihie, am mai fost psihie la nu știu ce număr, da? Am mai fost psihie. El se luptă să crească spiritual. Vrea să păstreze aceste amintiri de curcubeu. Și numărul 2, da? Ia uite, ea este fluture. Pământ, interesant, da? Dacă intră invers, semn de pământ, dar de fapt este. Nu neapărat că e semn de aer, este un fluture. Ea s-a transformat, se transformă și îi transformă. Vai, dar ce frumos mesaj! Îi transformă și pe alții la nivel psihic. Pentru că, dragii mei, apare psihe ca subiect comun, ca leitmotiv al acestei relații în această perioadă. Dar, pe lângă faptul că ea s-a transformat, că încă se transformă, psihe este, simbolul lui psihe este fluturele. Ea are acest potențial, acest dar, har, de a-i transforma și pe alții. Și de a transforma această larvă, poate nu e aici ce vierme, da? Dar putem să ne gândim la o larvă. Acest personaj este în starea de, poate nu fi larvă, poate e cocon, da? Încearcă, nu degeaba părul lila și verde să se vindece, da? Aici este. Și am senzația că acest fir care a rămas pe papiotă, este efect, butterfly effect, efectul doamnei în viața Domnului. Repet, ea e lumină, sau mesajul a fost de lumină pe alb și simte multă tandrețe. Ce frumoasă e talarea aici. Hai să vedem totuși ce își dorește. Ce își dorește Domnul? El. Aha. Da, e o distanță, cavalerul de monede, valetul de monede, dar aici a venit invers. E imposibil să vină înspre ea deocamdată. Din acest motiv îi zice, ca să stea liniștită, I will never forget you. Niciodată nu o să te uite, este imposibil. Îi confirmă efectul acesta de fluture pe care l-a simțit în viața sa. Cuadratură cu Pluto. Cuadratură, trigon, conjuncție cu Pluto.
Doi de spade. O, soarele, ce-și dorește. Și justiția. Ce frumos. La capătul setului de cărți, stagnare, da? Spânzuratul. Simte pe de-o parte că nu poate să o lege nici pe doamnă. E o distanță, n-a putut să vină, ați văzut cavalerul de monede era invers, aici bărbatul este aproape se târșie, da? Târâie prin iarbă, apropo de larvă, interesant, da? Că o larvă. Încă nu s-a transformat. Și știe că dacă ea stă în preajma lui, stă pe loc. Devine legată și are nevoie de aer, de spațiu, are nevoie să transforme și pe alții. Așa-s mesajele. Mai. Ești primul gând înainte, primul gând dimineața și ultimul seara. La ea văd că mă pregăteam, Marea Preoteasă apare, am zis, personaj intuitiv care transformă, care s-a transformat. Hai să și tai. Care lucrează cu psihicul, care înțelege psihicul. Și la voi, vă rog frumos, vă trimit să ascultați Psihe și Eros. L-ați transformat pe acest om din punct de vedere erotic. Șase de spade, ce vă doriți. Opt de cupe, în dinamica dintre voi și nouă de băte. La capătul setului de cărți apare interesant un cavaler de spade, o oportunitate. Poate să aibă legătură sau nu, să n-aibă legătură cu ce s-a întâmplat între voi. Poate să fie un alt personaj, pentru că e un alt cavaler. Posibil în viața voastră, al doamnelor, este o dezamăgire. Vreți să vă îndepărtați de cineva. Posibil acest cavaler de spade, care a încercat să vă domine într-un fel sau altul, care a venit într-un mod iute în viața voastră și a și plecat, șase de spade, opt de cupe, și s-au blocat lucrurile. Posibil, repet, să fie alt personaj interesant. Pe de altă parte, dacă ar fi să citesc cărțile din perspectiva voastră față de ei, da. Nu știu de ce simt o mare tristețe acum. Dar nu e, nu știu, nu e cuvântul potrivit, nostalgie. Nu-i tristețe, nostalgie. Cel puțin în această perioadă, amintirea acestui soare a rămas în viața lui. Nu o să te uiți niciodată. Cum poți să uiți soarele? Căci dacă ajungi să nu mai vezi, ți-aduce aminte de cele mai frumoase zile de vară, nu? Și totuși acum este o separare între voi. Justiția arată această separare și confirmă, este confirmată și de faptul că la voi, doamnelor, apare 8 de cupe, faptul că respingeți. Poate că atunci când a venit înspre voi, domnul nu era suficient de pregătit, era un valet sau era sub forma aceasta, dar se târâia sau erau probleme. În sensul ăsta, neapărat că târâia omul, da? Erau probleme, nu venea cu suficientă viteză sau prea multă viteză. Nu se manifestau lucrurile rapid în sensul ăsta, da? Acum, vedeți și voi când exprim niște cuvinte, luați-le totuși altfel, da? Adică cu alte cuvinte. Uite, și un patru de cupe. O ocazie pierdută. Ar fi putut să vină 8 de băte, 4 de cupe n-a venit și între timp poate au fost și niște cuvinte la un moment dat, în fine. Am senzația că relația este mai mult de domeniul trecutului, dar nu că ați pus punct și gata, nu vă mai vorbiți. E o separare, justiția aceasta ține de o separare, pentru că acest personaj a ales la un moment dat ceva. N-a ales bine sau a trebuit să se concentreze pe aspectul material, pentru că apare verde totuși papiota și mesajul, primul mesaj e verde. Și acum are această trezire cu soarele și cu cartea lila în care zice, nu o să te uit niciodată, doamnă. I will never forget you. It is impossible. Pentru că ați fost voi ca un soare. Le-ați lumina psihicul în momente speciale. Și acest personaj, repet,
Vrea să manifeste, uite, soarele și justiția și în relație cu voi ar vrea să îndrepte lucrurile, cine știe când, sau măcar să rămâneți prieteni de suflet, de suflet, de minte, de psihic, da? Să păstrați această amintire a prieteniei, iubirii voastre, într-un loc de preț, să nu mânjiți cu vorbe și așa. Dar totuși, doamna, ori între timp, cât timp Domnul a ales la un moment dat, a fost o alegere cândva, ceva s-a întâmplat între voi și sunt multe variante. Ceva s-a întâmplat între voi. Repet, o distanță, faptul că n-a venit la timp, a apărut altcineva în viața voastră, în viața lor, da? Fire de-astea care stau, ia uite, exact, da? Și în viața voastră și în viața lor. A apărut un alt personaj și în viața lor și în viața voastră, v-a distras atenția de la prietenie și uite așa. Acesta trebuie scos, aruncat, ca să se purifice relația și să rămână, da? Doar verde. Și un verde frumos, îmi place, un verde cald. Să vă vindecați. Și repet, să manifestați dreptate și bucurie, cum vrea Domnul. Pentru că nu vă poate uita. Și aici este Domnul ar vrea să vă cucerească. Rămâne de văzut dacă poate. Dar, repet, nu vă înfuriați. Vai, că nu-l mai vreau. Nu. Puteți să păstrați iertarea, dragostea necondiționată, că doar zice doamna, I feel so much for you. Tenderness. Simt tandrețe. Și atunci, dacă ea spune așa, această carte nouă de bâte o pot interpreta și altfel. Pentru că doamna l-a simțit și l-a ajutat întotdeauna. Întotdeauna. Ar putea să vină nouă de bâte, să reziste în continuare lângă, sau nu neapărat lângă, în această legătură, în acest contact, în această prietenie și să fie de ajutor. Poate nu se suie pe el, da? Nu să ai să-l cucerească sau să facă ceva. Poate pur și simplu stă în brațe ca un vechi prieten, îi pune mâna, ah, Doamne, așa simt. Ce I feel so much tenderness. Îi pune mâna pe inimă și vorbește, da? Știți? Ați făcut vreodată, doamnelor, așa ceva? Să vorbiți, să priviți un bărbat ochi în ochi și să-i puneți mâna pe inimă, să stați în poale și să vorbiți despre una, despre alta, să ajungeți la acest soare și la această justiție. Da? Să ajungeți să manifestați această trezire și dreptate și psihic înalt. Da? Psihe, dragii mei. Și psihe, să nu uitați că este pe albastru, comunicare. Și mentală, dar și verbală. Să-l transformați, nu-i frumos, măi, să-l transformați în continuare din pământ în aer, da? Din larvă, știți că e o perioadă în care e constă, că a apărut stagnarea, a apărut spânzuratul, știți că are acest curcubeu, că doar voi l-ați sădit, într-un fel sau altul, sau măcar l-ați văzut și ați creat ceva cu el. Da? Nu l-ați lăsat așa, neapreciat. Că altfel, de ce zice, n-o să te uit niciodată? Ești primul gând și ultimul gând într-o zi. Adică amintirea asta. Și acum conștientizează acest om efectul de fluture. Da? Efectul vostru în viața lor. Repet, astăzi, acum, în acest context, chiar dacă a fost cândva o respingere, poate să fie o respingere erotică, poate să fie, pentru că e psihe și eros, da? Poate să fie o respingere, da? Că și aici se rup niște lanțuri, da? E o oarecare luptă, refuz, atracție, da? Ca să puteți să rămâneți sprijin și să manifestați tandreți. Cam asta este, dragii mei. Sper că v-a plăcut, dragii mei. Însă, repet, nu mai dați... și eu mai mă înfurii pe cei care au greșit față de mine. Ho-ho! Dar, pe urmă, îmi dau seama că, de fapt, sunt tendințele alea care încă se sensibilizează în preajma anumitor persoane. Nu neapărat că sunt nevindecate. Ca o rană. Uite, aici m-a zgâriat un... Vă arăt? Ia, aici o zgârietură.
Așa, aici. M-a zgriat un pisicuț, da? Ready. M-a zgriat un pisicuț, ca să vă dau exemplu. Nu, n-am încheiat încă. Și încă, după o lună și ceva, când dau cu mâna, simt așa, am o senzație de ceva, da? Nu pot să zic că nu m-am vindecat. Încă simt ceva. Da? Asta e. Încă simțim. Ok, doki. Gata. Numărul 4. Numărul 4, cei care ați ales mouvul, papiota mouv, mouv, știți că e o vibrație înaltă. Ori amândoi va trebui să ajungeți la această vibrație frumoasă, ar fi superbă, superbă. Ori unul din voi caută, cată să-și atingă niște idealuri. Hai să vedem. Ce ar mai fi? Mov este o culoare regală, specială. Poate că unul din voi îl vede pe celălalt ca pe o regină, ca pe un rege, ca pe un suflet total special, unic. Și cu calități înalte. Știți că acest violet este folosit de papă și de mari preoți, da? Cel puțin unul este în vibrație foarte înaltă. Hai să vedem ce zice. El... Ce zice ea? Ea are două mesaje. De data asta ea are două mesaje. La numărul anterior el avea două mesaje. Ok. Okidoki. Okidoki. Hai să vedem. Spiritul lui. Numărul 5. Și pentru că ați ales 5, 5 înseamnă schimbare. Cineva chiar vrea să facă schimbare. Și să vă zic cine? El, domnul, vrea să facă un compromis. Vrea ce? Let's make peace. Love, not war. Hai să facem pace, să facem dragoste, să nu facem război. Hai să facem un compromis. E un steag al păcii. Cartea este pe alb. Ho-ho. Interesant, păstrez două pentru că am mai avut două la o etalare. Regina de... Nu, nu e nouă de aer, de fapt. E bufnița, semn de aer în mod special. Și scoica, semn de apă, iar aer, apă. Așa, la capătul setului de cărți, steaua de mare, tot apă, trebuie să-și schimbe acest personaj, trebuie să-și schimbe atitudinea emoțională până atunci. Este logic, este logic și își păstrează emoțiile ascunse, ca în această scoică. Dar vibrează, începe să vibreze, simte că trebuie să schimbe ceva, apropo, da, să schimbe, să compromită ceva. Compromită în sensul bun, adică să, probabil cu compromise ăsta s-ar putea să aibă domnul să aibă ceva marcaj. Marcaj, nu zic zodia, o să ai marcaj în balanță. Ia, spiritul ei. Ha. Oho, tot două. Interesant. Apă, extraordinar. Măi, ce paralelism. La capătul setului de cărți, broscuța. Tot apă, da, ca și la el, doar că e altfel. E nouă de apă, nu e cinci. La ea este apă și aer. Delfinul și licuriciu. Măi, dar ce diferență de vibrație, am zis, unul e mai înalt, unul e mai colorat. Da? Delfinul e jucăuș, zâmbitor, copilăros, chiar dacă e matur, e foarte inteligent, știți, dragii mei, că e foarte inteligent delfinul. Dar e jucăuș. Asta nu înseamnă că inteligența ne scutește de simțul umorului. Și luminează în jur. Vedeți că și aici sunt niște vibrații foarte colorate, da? Pe de o parte este și jucăuș din punct de vedere sexual, dar pe de altă parte are această capacitate de a atrage, de a manifesta lumină în jur, da? Sclipește, că asta face licuriciu, sclipește. Aduce bucurie în întuneric, în viața unora și asta pentru că, ia uite, la capătul setului de cărți este broasca, broasca care, broasca, da? A făcut o cacofonie, ia uite și regele de cupe. Simte multe emoții, simte că există un potențial emoțional în această relație. Regele de cupe și regina de cupe, da? Balena. Dar deocamdată trebuie făcut acest compromis, da? Compromise. Hai să facem un pact. Trebuie să faceți un pact cu ei. Ce vrea el? Ce vrea el? Wow.
frumos, măi. Doi de cupe. Faceți compromis, faceți pace, pentru că uitați ce vrea. Doi de cupe, măi, ce frumos. Luna. Aici că e mai întuneric. Oh, și patru de spade. Își face griji. Își dorește foarte mult această relație de la suflet la suflet, pentru că vă oglindiți într-un fel, vedeți aer și apă, apă și aer. Da? Dar are de vindecat ceva, o atitudine mentală. Vedeți? Până acum a tratat, s-au abordat latura aceasta intimă, sexuală a vieții sale, într-un mod foarte mental. Hai să facem sex și asta e. Dacă nu putem așa, facem sex oral sau eu știu ce facem și gata. Ne alegem cu o satisfacție. Acest e alt personaj. Patru de spade. Ține de domeniul trecutului acest personaj, da? Pentru că acest personaj trebuie să-și înțeleagă emoțiile. Am zis că deocamdată le ține ascuns în această scoică și în relația cu voi care sunteți emoțional, sunteți regine de cupe, regine de cupe. Și a apărut regina la doamnă, adică chiar sunteți feminine. Nu mă refer musa la cum arătați, dar radiați feminitate. Chiar dacă sunteți îmbrăcate simplu în bluci, în tricou, da? Așa, el simte, voi simțiți. Și ce își dorește? Își dorește această relație de la suflet la suflet. Doi de cupe înseamnă și împăcare, înseamnă nu musai să ai compromis, gen balanță, da, hai să echilibrăm într-un fel. Dar, într-adevăr, este nevoie, pentru că patru de spade înseamnă și vindecare. Dacă el a fost înainte sau cu alte persoane, un tip care, repet, nu zic că n-avea pasiune, dar aborda subiectul strict mental sau am nevoie de sex, da? Sunt mulți oameni care zic că am nevoie să fac sex. Da? Nu e o nevoie emoțională din suflet, e nevoie fizică și mentală. E o idee. Poate că n-ai chiar așa nevoie de sex. Poate că mai multă nevoie ai de dragoste. Da? Mai multă nevoie ai să-ți simți sufletul și să te înțelegi emoțional, să-ți vindeci, pentru că luna înseamnă și nevoia de vindecare emoțională, da? Și aici a fost o problemă, da? Care trebuie vindecată, care trebuie echilibrată. Dar hai să vedem ce apare la doamnă, că doamna zice așa, ia uite la el, regele și regina de cupe, ar vrea să fie regele, da? Pe cum să fii doi de cupe, da? Cum să fii doi de cupe, fantastic, lângă regina de cupe, da? Dacă nu ești rege de cupe, dacă nu oferi tandrețe, dacă nu îți atingi partenera din suflet. Pentru că, ce mesaj, pentru că acest personaj în spate interesant a fost înainte, nu vedeți cum seamănă bufnița, un tip mental, logic, regele de spate. Își trata, exact ca și aici, da? Își trata partenera, nu zic că nu fi fost pasiune, da, poate că avea performanță sexuală, dar o performanță căutată de dragul egoului, să-și aduc aminte partenerele, măi, dar ce bărbat bun la poate au avut ei, știi, ele. Nu? De genul ăsta. Performanță și nu conexiune sufletească. Și asta trebuie vindecată. Două cărți care arată vindecare emoțională și mentală, dar și nevoia de intimitate. Hai să folosim cuvântul ăsta, pentru că este nevoie de intimitate. Asta își dorește. Ce spune doamna? Ne conectăm prin muzică. Poate unul dintre voi are legătură cu muzica. Probabil că da, pentru că ia uitați, delfinul are în spate niște cercuri și asta întotdeauna mă duc cu gândul la o boxă care vibrează. Iar delfinul țiu e transmite, nu neapărat că ar fi doamna muzicală sau poate că are calități doamna, poate că are calități domnul sau pur și simplu. Pentru că doamna spune, sufletul meu sau sufletului meu este dor de sufletul tău. Iar tot pe alb. Dar amândoi aveți mesaje pe alb, mesaje sincere din suflet și un mesaj pe portocaliu. Probabil că muzica pe amândoi vă stimulează erotic. Da? Exact culoarea lumânării, da? Asta ca să știți. E o tăcere, e o confuzie, este ceva ce trebuie vindecat. O lipsă de, sau mai bine zis, o
Închiderea emoțională a acestui personaj trebuie vindecată. Această atitudine. Hai să vedem ea. Ce își dorește ea? Știți că puteți să aveți aspecte diferite între Lună, Venus, Mercur și atunci să se creeze probleme, Saturn. 8 de cupe. Eremitul. Justiția. Am vorbit de balanță, interesant. Nu sunt cărți foarte erotice, deși la capătul setului de cărți apare 3 de băte. Într-un fel sau altul, doamna l-așteaptă, comunică telepatic prin muzică. We connect with music. Poate că atunci când ascultă muzică primește mesaje de la el. Poate că transmite, mai degrabă simt că îi transmite pentru că acest personaj, dar și bufnița transmite noaptea în întuneric. Dar transmite altceva. Mai mult avertizează. Nu pot să zic că e muzicală, dar clar e jucăuș și delfinul. Da, doamna simte că e nevoie de o discuție. Așteaptă această discuție, probabil să se clarifice niște lucruri. Uite, iar, compromis trebuie... Cineva a mințit. 7 de spade sau dacă n-a mințit, nu și-a arătat emoțiile, da? Iar, 7 de spade, aer și emoții. Când se putea avea un început minunat, asul de monede și 4 de băte, da? Suflete perechi. Se putea manifesta ceva deosebit. Dar, dintr-o imaturitate, da? Sau obișnuință mentală de a trata acest subiect cu ușurință sau strict din perspectiva nevoilor, potențialul nu s-a manifestat atunci. Însă acest violet, știți, are o vibrație foarte înaltă. Amândoi. Nu am văzut 4 de băte. Nu vreau să vă dau speranțe, dar posibil să fiți flăcări gemene. Dacă ar fi să aleg dintre toate chakrele și toate culorile una pentru flăcările gemene, aș alege violetul, evident, da? Posibil. Nu obligatoriu, nu vă aruncați în speranță de șarte, dar e posibil, rămâne de văzut. Pentru că unor poveștile dintre sufletele gemene înseamnă cu și cu cele karmice și cu cele darmice, da? Ce își dorește doamna? Își dorește justiție, să se facă dreptate. Ceva a fost neclar și acum domnul trebuie să explice sau trebuie să se vindece. Interesant, există o oglindire, da? Iar este o oglindire, dar altfel, emoțional, amândoi aveți apă, da? Chiar posibil să fiți suflete gemene, pentru că există această proiecție inversă, da? Apă, aer, apă. Apă și la unul și la celălalt. Prima carte, da, o vedeți aici? 2 de cupe, aici 8 de cupe. Doamna vrea să se detașeze un pic emoțional, pentru că ceva n-a mers. Doamna vrea să crească spiritual, eremitul. Preferă să se abțină, pentru că știe că acest domn mai are încă o relație pe care încă de care trebuie să se vindece. Are tendința eventual să aibă amoruri trecătoare sau relații sau confuzii, da? Nu zic musai, poate să și aibă fantezii, dar cred că mai degrabă îi este dor, cum și zice, sufletul meu răfnește după sufletul tău, da? Se gândește, pentru că eremitul analizează și se gândește că totuși are semn de aer. Am putea să fim împreună în lumină, nu neapărat în câmp, în soare, dar în sensul frumos al cuvântului, într-o vibrație înaltă, da? Am putea să fim în această vibrație înaltă dacă îți vindeci niște probleme emoționale care vin pe filieră maternă, relația ta cu mama, acasă, acolo a fost învățat acest om să... bărbat, băiat, tânăr, ce-o fi în vârstă, să gândească într-un anumit fel, da? E o tăcere între voi deocamdată. Și această doamnă vrea justiție, vrea și comunicare echilibrată. Vrea, interesant că aici justiția are numărul 8, vrea să se transforme lucrurile într-un mod corect. Ceva n-a fost corect. Ceva n-a fost corect la un moment dat, da? Au fost niște confuzii. Că nu degeaba apare la el luna. Da? Și repet, la el apă, la ea apă. La el luna. Luna uneori poate să țină și de tăcere, pentru că sunt confuzii la ea, deci arcană majoră, la ea tot arcană majoră, eremitul.
Ce interesant este că e fecioară și pești. O opoziție. Din punct de vedere emoțional, există niște opoziții, dacă va ști harta natală, astrală, ar fi minunat. Dar amândouă arcane majore, amândouă în opoziție, amândouă care atrag spiritualitate, dar și vindecare, da? Și a treia carte, la amândoi, semn de aer. Însă la doamna, afară de faptul că e arcană majoră, da, că doamna a zis că e un pic mai bine, am zis că omul e un pic mai bine vibrațional, nevoia de comunicare, o comunicare, aici e spada în jos, doamna are nevoie de spada sus, comunicare clară, corectă, în echilibru, compromisul ăsta care, despre care spune el că ar vrea să se facă, compromisul ăsta, negocierea asta, ce face? Mai tăcem mult? Mă eliberez mental, emoțional de tine? Mă separ? Sau ce? Sau ce? Energia generală dintre voi. Pentru că totuși doamna îl simte, că sunt suflete perechi, este dor de el, de sufletul lui în mod special, da? Nu-l poate accepta așa, hai să facem și noi ceva ca să treacă timpul, da? Nu. Are nevoie de conexiune emoțională și între timp îi transmite prin muzică diferite mesaje. Și poate că i-a transmis de mai mult timp prin muzică aceste mesaje și el începe să se trezească. Pentru că bufnița este inteligentă și vede în întuneric. A, ia uite, interesant, apare tot luna și la voi. Da? Luna și la capătul setului soarele. De aici trebuie vindecat. Luna și soarele, elementul feminin și masculin, da? Da, interesant, da? Luna. Deci apare de două ori luna. Conexiunea asta emoțională, profundă dintre voi. Și aici este. Ce fac? Mai aștept această discuție în care să-mi explici ce simți pentru mine? Manifestăm ceva sau nu? Mă separ și gata. Pentru că eu am nevoie de lumină, vreau să manifest lumină. Și aici, vedeți, lumina este ținută în scoică. Da, poate să o vadă în întuneric, dar nu-i suficient să o vezi. Trebuie să o și manifesti. Da. Posibil cu let's make peace, let's make love, not war. Probabil că veți primi un mesaj din partea cuiva.